securi, cu o șampanie, cu flori și când am intrat între ele, un puhoi de femei erau toate pensionare și fotografii, nu îți poți imagina, și m-au luat și m-au aruncat pe sus. Prima oară m-am speriat, m-au luat de un picior, de o mână. Eu și cum sunt mai slăbănog, așa, m-au săltat de câteva ori. Dar cum adică club de pensionari? Păi sunt, eu de câțiva ani de zile buni sunt în Constanța, am 14 cluburi de pensionari unde oamenii se adună, beau o cafea gratuit de la primărie, beau un ceai, au ziarele, au niște locuri ale lor unde socializează, cum am ieșit noi la cafenele, spre exemplu. Uh-huh. Și să știi că le prinde foarte bine. S-au și căsătorit acolo. Da? Da. Pensionari fiind. Dar ia spuneți-mi, care a fost cea mai indecentă propunere pe care ați primit-o până acum? Păi da, să știi că eu nu m-am gândit în primul rând că nu mi-am făcut un bilanț al vieții. Că mai am încă, slavă Domnului, de trăit. Astea, bilanțurile ți le faci tu așa, când ajungi la o vârstă la care începi să renunți, să te înmoi. Așa că mi-e greu, îmi pui de astea întrebări, de astea nu știu să-ți spun exact. Ce n-ați făcut până acum în viață? Cert e că nu-mi plac femeile vulgare. Nu, sub nicio formă. Deci să fie mai finuțe și mai naturale. Dar ia spuneți-mi, ce n-ați făcut până acum în viață? Și ce aș vrea să fac sau ce n-am făcut și n-aș vrea să... Uite, spre exemplu, n-aș vrea în viața mea să merg cu un bărbat. Nici n-am făcut și nici nu vreau să merg. N-am fost niciodată cu două femei deodată. Nu? Nu. Nu, pentru că dacă n-am fost la pripei, ce? Noi, dacă ne-am iubit, ai accepta să mai vină una alta. Ai accepta? Nu. Ai văzut? Dar accept să vii după emisiune cu mine la Constanța? Păi nu știu, acum vedem mâine. Dacă mai sunt mâine pe post, înseamnă că n-am acceptat, dar din motive întemeiate. Am înțeles. Merge răspunsul. Este perfecțiune răspuns. Ai putea să te faci politician. Dar apropo de politică, de ce nu ați ieșit până acum din politică? Păi Daniela, bravo, bravo, foarte frumos. Așa, din Condei. Iliescu, ajungând la 80 și ceva de ani făcând politică. Nu, eu vreau să îmbătrânesc undeva pe un iaht, pe mare, dacă pot să populez iahtul și cu niște prezențe mai agreabile și mai bine, așa vreau să îmbătrânesc, făcând sport, nu vreau să fac politică, până adânci bătrâneți. Dar nici ca președinte nu v-ar plăcea? Nu. De ce? Păi dacă mă duc acolo, trebuie să mă apuc foarte serios de muncă și trebuie să stau 20 de ore la birou ca să fac, să pun țara pe roate. Și încă nu, încă mai am suficientă energie ca să fac alte lucruri. Să mai iubesc o fată frumoasă, să mai mă dau cu zmeu, să mai schiez, să mai călătoresc. Poate ceva mai târziu, când m-oi mai moși, m-oi mai așeza, o să fac așa ceva. Dar ce v-a ținut până acum în politică? Păi, n-am luat premiu, dragă, nu țipau ăia în decembrie, un post concurent de televiziune, nu-i dau numele, pe niște criterii, evaluat toate orașele din România. Și pe locul întâi, ca și orașul cel mai bun pentru a fi locuit, a ieșit orașul Constanța. Când dădeau premiile și ăla, prezentatorul foarte gomos și important, cum era de la Băsescu, de la Vlădică până la Opinca acolo, a luat premiul Constanței. Și Mazăre, unde crezi că era în decembrie? În? Unde? Unde? În Brazilia. Ia uitați câtă... Noi îi dăm premiu și el este în Brazilia. Important nu este cât stai la birou. Important e ceea ce faci. Dacă am făcut orașul în 10 ani ca să iasă pe locul 1 în România, după aia pot stau și eu în Brazilia, nu? Și între timp pot să stau. Important e să faci treaba. Mai multe veți afla mâine la Poveștiri Adevărate. Da, Damiana, sper că v-a plăcut cu domnul Mazărenca, dar și cu scafandrul de urgențe. Scafandrule, stai puțin. Explică după. Nu știu, e treaba voastră, nu mă bag. Ce ați pus în cadă? Ce e zea mai albă? Ce am pus în cadă? Da. Este laptele Cleopatrei. Deci nu știți nimic. Este cel mai... cel mai nou lucru. Și te-ai băgat și tu repede acolo. Nu încerca să filmez, că nu se vede prin apă ce este de desubt. Eu am văzut încotro bastul cu camera, dar nu se vede. Oricum, stați liniștiți, avem costume de baie pe noi. Liniștit, nici n-am întrebat, n-am zis nimic. Radu este întotdeauna un elegant, așa că nici nu-mi închipuiam că se va întâmpla ceva în direct. Și te știu foarte cu minte, știu că nu se va întâmpla nici după. Așa că, ce să zic, sper că și educație de gentleman britanic, de ce este. Exact. Mersi mult, Damiana. Radule, seară bună, mersi mult pentru seara asta. Noi am râs cu poftă aici. Toate bune, să fii sănătoși. Zi-mă și tu ceva.